Bun găsit, sunt Cosmin Bulzan și vă prezint știrile locale de astăzi. 41,3 milioane de lei este bugetul pe care Guvernul României l-a alocat în 2014 Consiliului Județean Brașov. Suma nu este impresionantă, dar este mai mare cu 2% față de cea din 2013. La sfârșitul lunii va fi aprobat și bugetul propriu al Consiliului Județean și abia atunci se vor lua în discuție sumele finale. Guvernul României a fost mai generos anul acesta cu bugetul Consiliului Județean Brașov. Se simte o majorare cu 2% față de 2013, 41,3 milioane de lei. Aceasta este suma ce va ajunge în final către toate primăriile județului în funcție de necesități, investiții și proiecte. În mod echilibrat însă, ca nicio administrație publică să nu aibă de suferit. Bugetul pentru anul 2014 este pentru Consiliul Județean defalcat pe două categorii. Discutăm săptămâna viitoare despre aprobarea în ședința de plen care va avea loc luni, despre bugetul pe localități, care anul acesta este de aproximativ 41,3 milioane de lei. Această sumă este ceva mai mare, nu cu mult, față de cea din anul 2013. Discutăm de o creștere de aproximativ 2% și această sumă va fi împărțită în mod echilibrat în funcție de necesitățile localităților și mai ales în funcție de prioritățile pe proiecte pe care acestea le au din anul 2013. Banii trebuie să ajungă la toate localitățile județului, indiferent de culoarea politică a șefilor de administrații publice locale. Cel puțin, aceasta este asigurarea pe care o primim de la vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Mihai Popa. Nu vor exista primării discriminate din cauza că au la conducere edil PDL. Trebuie avute în prim plan bunul mers și dezvoltarea județului per ansamblu, spun reprezentanții Consiliului Județean. Gândirea noastră este aceea ca toate unitățile administrativ-teritoriale din județ să aibă în acest moment alocate sume suficiente de bani pentru a-și realiza proiectele, deci vom ține mult mai puțin cont de culoarea politică a conducerii administrației și bineînțeles că în această situație vor beneficia de alocări inclusiv primăriile PDL-ului. Cred că acesta este un semnal bun, înțelegem să ne facem treaba și să dezvoltăm județul în mod echilibrat. Pe lângă banii de la guvern, forul tutelar al județului aprobă și bugetul pentru anul în curs. Dar acest lucru nu se întâmplă decât la final de ianuarie. Între timp se așteaptă bugetul de la centru. În baza acestuia vor fi luate în discuție și sumele finale. Producători individuali de lapte și brânzeturi vin cu o veste proastă pentru consumatori. Începând din februarie, produsele lactate de la Taraba din piață se scumpesc cu peste 20%. Decizia a fost luată din cauza faptului că normele europene îi obligă pe producători să facă buletine lunare de analiza laptelui, iar costul unui astfel de buletin este de 180 de lei. Producătorii care vând lapte crud direct către consumatorul final în piețe trebuie să dețină fișe care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obținut laptele, completate de către medicii veterinari din localitățile de origine și un buletin de analiză care să ateste conformitatea produsului cu cerințele legislației. Aceasta este măsura care afectează cel mai mult pe micii producători. Litrul de lapte se vinde în piețe cu 2-3 lei, iar fermierii spun că trebuie să vândă aproape 100 de litri de lapte pe lună, doar ca să poate plăti buletinele de analiză. Cei care vând lapte la centrele de procesare îl pot comercializa direct către consumatorul final, dar în condiții de igienă maximă. Cel care mulge trebuie să se spele pe mâini, să poarte un halat curat și în cazul în care are rând deschise să aibă bandaje rezistente la apă sau să poarte mănuși de protecție. De asemenea, trebuie să spele cu detergent și să clătească bine gălețile în care ajunge laptele, care apoi trebuie filtrat și depozitat în vase curate, acoperite, într-o cameră separată de adăpostul vacilor și răcit imediat la o temperatură de maxim 8 grade Celsius. Medicii veterinari care asigură supravegherea piețelor agroalimentare au obligația de a verifica modul în care sunt respectate condițiile sanitar-veterinare pentru transportul, depozitarea și comercializarea laptelui și a brânzeturilor obținute de producători agricoli.
Începe săptămâna ecumenică la Făgăraș. De luni au loc prin rotație slujbe religioase și rugăciuni comune în toate lăcașele de cult din orașul nostru, indiferent de confesiune. Ca în fiecare an, manifestarea este deschisă de Biserica Romano-Catolică de la Pater. Absenți sunt membrii comunității reformate care au decis să organizeze săptămâna de rugăciune separat, doar în propria biserică și cu slujbe oficiate exclusiv în limba maghiară. Rugăciune comună a cultelor istorice din Făgăraș se întâmplă în fiecare zi a săptămânii viitoare, în cadrul deja tradiționalei săptămânii ecumenice. 5 preoți reprezentanți a 5 confesiuni făgărășene oficiază slujbe comune în toate lăcașele de cult din oraș conform graficului de desfășurare. Ca în fiecare an, Biserica Romano-Catolică va fi prima gazda întâlnirilor. Deja în Făgăraș este o tradiție, precum în întreaga lume, că diferitele confesiuni se întâlnesc în luna ianuarie să se roage pentru unitatea în credința bisericilor, unitatea dorită de Hristos. Și săptămâna aceasta începe programul în 20 ianuarie, luni, după masă de la ora 5, în Biserica Romano-Catolică. Avem o slujbă în care fiecare părinte care este invitat va spune câteva cuvinte și predica va ține părintele Urs din Galați, părintele Bisericii Ortodoxe. Iau parte la aceste întâlniri și rugăciuni comune toate confesiunile din oraș, mai puțin cea reformată. Marți 21 ianuarie, credincioșii se întâlnesc la Biserica Unitariană, miercuri la cea evanghelică, joi la Biserica Ortodoxă din Galați, iar vineri la cea greco-catolică. Ecumenismul este o mișcare ce militează spre unificarea tuturor bisericilor creștine din lume. Până anul trecut, toate cultele din oraș au participat la săptămâna ecumenică. Anul acesta s-au retras membrii comunității reformate. Ei au refuzat invitația rugăciunilor comune pentru slujbe interne, oficiate în limba maghiară. E o mare bucurie pentru noi că și anul acesta bisericile din Făgăraș au fost foarte înțelepte, primitoare și ne-am căzut de acord să organizăm și în acest an, această săptămână. Este pentru al 7-lea an consecutiv când la Făgăraș preoții confesiunilor locale se roagă la comun sub acoperișul aceluiași lăcaș de cult. Toate slujbele programate pentru săptămâna viitoare încep la ora 17. Săptămâna ecumenică pentru unitatea creștinilor are loc simultan în mai multe orașe din țară. După amicalul de săptămâna trecută disputat în compania Stelei, handbaliștii făgărășeni își măsoară duminică forțele cu echipa din Vaslui. Asta după ce ieri au pierdut în deplasare în fața aceleiași formații. Pe lângă această întrecere, sportivii de la HCM vor mai juca un singur meci pe teren propriu, în data de 30 ianuarie, cu formația din Pitești. Trebuie să le ținem pumnii handbaliștilor de la HCM în această duminică. Lotul făgărășan va întâlni pe teren propriu echipa din Vaslui, o formație extrem de puternică care a învins pe sportivii antrenați de Dumitru Opriș la 9 goluri diferență. Echipa s-a întors din deplasare chiar în această dimineață și cu toate că au pierdut în fața adversarilor, sunt optimiști în privința returului de duminică. Meciul are loc în sala de sport a Colegiului Național Doamna Stanca, duminică 19 ianuarie, de la ora 12. Ieri după masă am avut turul Cupei României cu HC Vaslui. Meciul s-a desfășurat în deplasare. A fost un meci foarte frumos, foarte bun pentru noi. Bun pentru noi a fost mai puțin scorul, pentru că am pierdut la o diferență destul de categorică, la 9 goluri, dar a fost un spectacol sportiv foarte frumos. Duminică va avea loc returul la Făgăraș, în sală la Radu Negru, la ora 12. Indiferent de rezultatul meciului de duminică, handbaliștii continuă pregătirea pentru meciurile care urmează, iar acestea nu sunt deloc ușoare. Se vor disputa în compania unor formații cu sportivi de ligă națională. După meciul de duminică mai avem o săptămână de pregătire, după care o să începem campionatul, returul campionatului. O să avem o etapă în deplasare la Sebeș cu echipa de pe locul 2. Pe urmă, joi, o să avem în 30 acasă etapa cu HC Pitești, care este pe locul 3 în campionat în fața noastră, după care o să avem în deplasare 9 februarie la
Cluj cu echipa de pe locul 5. Deci avem niște meciuri foarte grele în această perioadă. Conducerea echipei locale de handbal spune că jucătorii și-au propus ca în meciurile pe care le mai au de disputat să adune cât mai multe puncte și astfel formația să fie propulsată la finalul campionatului cât mai sus în clasament. Acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că ne găsiți și pe internet. Pentru aceasta aveți la dispoziție site-ul impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă doresc să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Rămâneți cu bine!